De ziua limbii române nu a uitat nici Maia Sandu, președintele Republicii Moldova a transmis un mesaj în care a afirmat că își dorește ca limba română să devină un numitor comun pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Bună ziua! Mulțumesc! Cu drag! Nu știu dacă aveți cuvinte preferate în limba română. Mie astea îmi plac. Astăzi marcăm sărbătoarea limbii române, un element fundamental al devenirii și al identității noastre, repus în drepturi datorită mișcării de renaștere și eliberare națională. De ziua limbii române ne doresc să cinstim și să cunoaștem limba care este maternă pentru 4 din 5 cetățeni ai țării noastre. Îmi doresc ca limba română să devină numitor comun pentru toți cetățenii Republicii Moldova, oricare ar fi limba lor maternă, și să funcționeze aici în armonie cu celelalte limbi: ucraineana, rusa, găgăuza, bulgara și altele. Limba română poate fi patria tuturor cetățenilor noștri. Pentru aceasta, trebuie să lansăm un program național de studiere a limbii române pentru vorbitorii de alte limbi. Cursuri de calitate, accesibile tuturor vârstelor, producție media în limba română, oferte educaționale predate în română, care corespund rigorilor vremii și pieței muncii. Avem o limbă frumoasă. Trebuie să o facem atractivă și pentru cei care nu o cunosc. De ceva timp, limba noastră se aude pe străzile orașelor și satelor din toată lumea. E un motiv de bucurie, dar și de zâmbet trist. Greutățile i-au alungat de acasă pe mulți dintre noi, oameni muncitori și talentați, care și-au făcut altă viață în afară. Acum, mulți dintre copiii moldovenilor care cresc departe de Moldova nu-și mai vorbesc limba. Și e păcat. Păstrarea interesului pentru limba noastră e datoria fiecăruia dintre noi, dar e și datoria statului. Haideți să facem astfel încât toți copiii noștri să-și dorească să vorbească limba română, să le cânte inima la auzul unor cuvinte simple. Bună ziua! Mulțumesc! Cu drag!